toate alimentele le folosim dintr-un anumit motiv, iar spirulina este promovată ca fiind bună pentru că are un conținut mare de vitamina B12. Însă 83% din vitamina B12 din spirulină este de fapt pseudovitamina B12, iar 17% din vitamina B12 din spirulină este adevărata vitamina B12. Majoritatea algelor și anumite produse marine conțin o formă inactivă de vitamina B12, numit pseudovitamina B12. Așa cum spuneam, 83% din vitamina B12 din spirulina este de fapt pseudovitamina B12, cea inactivă sau cunoscută ca și inactivă. Pseudovitamina B12 predomină în spirulină, iar aceasta nu este potrivită pentru vegetarieni. De ce nu e potrivită pentru vegetarieni? Pentru că aceștia, ne consumând mâncare de origine animală, ei au lipsă de vitamina B12 și consumă spirulină cu gândul că astfel nu vor mai avea lipsă de vitamina B12, ceea ce este o minciună. În plus, există un studiu care analizează utilizarea pseudovitaminei B12 de către mutanții E. coli. Cu alte cuvinte, E. coli consumă pseudovitamina B12. În studiul acesta au testat pseudovitaminele ca factor de creștere a mutanților E. coli, care răspund și la vitamina B12 și la metionine. Metionina crește atunci când omul consumă pseudovitamina B12. Pseudovitaminele au aceeași activitate ca vitamina B12 pentru viruși, pentru mutanți. În particular, acei mutanți care răspund rapid la vitamina B12 și acei mutanți care răspund greu la acest compus au același răspuns la pseudovitamine. Adică și virușii care se înmulțesc greu cu vitamina B12 și virușii care se înmulțesc repede cu vitamina B12, toți se înmulțesc rapid cu pseudovitamine, adică cu pseudovitamina B12, care se găsește predominant în spirulină. În cultivarea spirulinei, oxidul de fier roșu este chimicala echivalentă cu rugina naturală, care se folosește pentru a mări creșterea de alge. Și dacă preferi să nu folosești rugina naturală, poți folosi oxidul de fier. Clar, mediul în care crește spirulina conține oxid de fier. Iar din experiența mea, după recoltarea spirulinei, pe lângă spirulină se găsește și oxidul de fier. Un alt motiv pentru care ar merita să iei spirulină ar fi că aceasta micșorează sau ajută la eliminarea unor metale grele. Din studii a reieșit că ea este eficientă împotriva toxicității cu arsenic,
la oameni. În schimb, laboratorul acesta, studiul acesta, a analizat 25 de produse de spirulină comercializate. A luat mostre din 25 de produse și au analizat nichel, zinc, mercur, plutoniu, magneziu și mangan. Și au văzut că plutoniu a fost găsit în valoare de 0.001 până la 0.012. Mercurul a fost între valoarea 0.002 până la 0.028 și tot așa. Și s-au gândit ei că este în siguranță să consume lumea spirulină, pentru că doza maximă, de, spre exemplu, de mercur, este de 0.01. Acum, dacă ai noroc să consumi spirulină care conține 0.002 sau dacă ai ghinionul să consumi spirulină care conține 0.028, asta depinde de tine. Pentru că dacă ajungi să consumi mercur, bine ar fi să nu consumi mai mult de 0.01. Dar sunt anumite produse de spirulină care conțin de 3 ori mai mult mercur decât ai putea să consumi maxim. Un alt laborator a verificat pudra de spirulină și, mai bine zis, a căutat metalele toxice, aluminiu, cadmiu, plumb, din pudra de spirulină. Au folosit 24 de mostre din, bineînțeles, 24 de produse găsite pe piață și au găsit aluminiu 28, strunțiu 10, cadmiu 37 micrograme pe kilogram. Și gândindu-se că un adult cântărește cam 69 de kilograme, s-au gândit că dacă acel adult consumă spirulina respectivă, ia 2% de aluminiu, fiind 1 mg pe kilogram din masa lui corporală. Cadmiu, 1,05%, fiind 2,5 mg pe kilogram pe masa lui corporală pe săptămână. Plumb, 1,05%. Aceste nivele fiind asociate cu nefrotoxicitate de 0,44%, asociată cu efecte cardiovasculare. Și s-au gândit ei că nu se pune în pericol sănătatea omului și din cauza asta au spus că spirulina este în regulă, este sigură și poate fi consumată. Dar un alt studiu a verificat spirulina plus zinc pentru a trata intoxicarea cu arsenic cronică. Adică spirulina plus zincul ajută la eliminarea arsenicului, surplusului de arsenic din corp. Și au folosit 250 de mg de spirulină plus 2 mg de zinc de 2 ori pe zi timp de 16 săptămâni. E posibil să pară că spun multe lucruri rele despre spirulină, dar din punctul meu de vedere nu este așa. Am crescut spirulină, am consumat spirulină, spirulina este foarte bună și din punctul meu de vedere, da, este mâncarea viitorului pentru pești, nici de cum pentru oameni. Și cineva m-a mai întrebat de unde poate să cumpere spirulină crudă, vie, și răspunsul este, uite de aici, healthalgae.com, de acolo am cumpărat eu spirulina, de acolo cumpăr și mâncarea pentru spirulină. Și cum spuneam, spirulina, da, este mâncarea viitorului pentru pești. Deci dacă vrei să îți crești pești și vrei să îi hrănești cu spirulină, este foarte bine.
De ce? Pentru că au fost studii făcute pe tilapia și au observat că elimina stresul oxidativ dat de metale grele din pești. Adică mâncarea de pești, ce constă în granule, crește nivelul de metale grele din pește, din carnea de pește. Peștele hrănit cu spirulină are mai puține metale grele. Deci dacă îți crești peștii cu vegetale, salată și cu spirulină, peștele tău este foarte bun de consum, pentru că are mai puține metale grele sau chiar poate să ajungă să nu aibă deloc metale grele. Ok, de asta spuneam că spirulina este foarte bună și este de viitor, dar pentru pești, nu? Pentru oameni. Bineînțeles, asta e părerea mea. Și asta e tot. Pa!